V-am regăsit, domnilor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Forfota din piață a fost mare astăzi, iar cei mai mulți oameni au fost la sectorul unde s-au vândut miei. Comercianții sunt dispuși să negocieze prețurile. Și ouăle se vând bine în aceste zile. Dacă astăzi, în Joia Mare, tradiția spune că se vopsesc ouăle, gospodinele din Valea Jiului nu prea mai țin cont de asta. Mii de credincioși din toată țara vor participa mâine la procesiunea Drumul Crucii, care se va derula pe traseul Lupeni-Stațiunea Straja, până la schitul din munte. A început nebunia în piețe. Forfota și agitația sunt din ce în ce mai mari pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, atunci când sărbătorim Paștele. De departe, cei mai mulți oameni, comercianți și cumpărători au fost la miei, care s-au vândut încă de la primele ore ale dimineții. Indiferent cât stau cu miei în cârlige, nu contează, pentru că ciobanii nu au de gând să plece cu marfa acasă. Ei au venit dis de dimineață, iar până la ora prânzului au și vândut din ei. Câți miei ați venit? Vreo 100 de miei. 22. Aseară am lăsat și mai ieftin. Ce să, asta e. Puterea de cumpărare e foarte slabă. Acum, cum să vă zic, avem, pare 20-30, dar... aducem câte 5-6, noi cerem 2,50, dar vedeți că la târg ia merem să târguim, să dăm și cu 2,30, 2,40, cum putem rupe cum ar veni pe românește. Am dat. Ne-am lăsat la preț și am dat, majoritatea am dat. Deci prețul e negociabil? Prețul e negociabil, corect. Prețul e negociabil, că dacă nu se poate vinde, că oamenii nu mai au bani, nu are lumea bani. Toată lumea e săracă, mai ales pensionarii. Până la Paști, câți miei spera să vindeți? Păi în jur de 100 trebuie să vând, că dacă nu am rămas, sunt sărac dacă nu vând 100 de miei. Potențialii cumpărători au dat mai întâi o raită prin piață și au stat de vorbă cu mai mulți ciobani până când să cumpere. Au încercat mai întâi să se împace la preț, iar de cumpărat tot au cumpărat, pentru că de pe masa de Paște nu poate lipsi drobul sau friptura de miel. Fără miel mor. Adică? Păi dar mie îmi place mielul. Când a fost soțul grav bolnav, toată lumea o scămoare. Și uitați, are 11 ani. El mai mâncă, dar puțin, dai o mână. Și cumpărați, sunteți hotărâtă? Da, mine. Păi eu fără mielii nu zic că-s Paștele, zic că e luna lui August. Da, cu 22. Și îl și gătiți? Sigur că da, cum să nu-l tranșăm, pregătim ce trebuie pentru drob. Sigur, am luat pătrunjel, ceapă, mărar, de toate. Încă nu, acum ne uităm. Cum sunt prețurile? Acceptabil, ai 22. 25 de milioane e permite cu pensie de 3 milioane. E negociabil prețul, domnul? Da, lasă. Ne mai întoarcem, dar să vedem că stăm cam rău cu banii, finanță. Și dacă cumva ne înțelegem, omul mai lasă, noi mai punem și trebuie să facem cumva să luăm. Cam piperate, scump. Mai negociați, nu? Mai negociem și noi, să vedem. Și mai ne cunoaște oamenii, mai dau și așa. No. Dar până la urmă împăcați un miel. Păi da, luăm. Luăm, că așa e în ziua de Paști. Trebuie să avem miel. Ciobanii vor veni cu miei la vânzare în piața centrală Petroșani, inclusiv sâmbătă. Ca anul acesta nu au fost niciodată atâția comercianți producători de fapt de miei. La fel și-au făcut rezervări foarte mulți comercianți și pe ziua de mâine și inclusiv pe ziua de sâmbătă. Anul acesta miei sunt mulți, grași și frumoși. Unii ciobani au venit și cu 100 de miei la vânzare. Cei mai mulți comercianți vor veni mâine, vineri, când forfota în piețe va atinge apogeul. La mare căutare sunt în această perioadă și ouăle, nu doar miei. Conform tradiției, în Joia Mare trebuie vopsite ouăle în culoarea sângelui, însă puține sunt acele gospodine care mai respectă tradiția. Tradiția românească spune că în Joia Mare gospodinele vopsesc ouăle pentru Paște. Acestea sunt colorate prin diverse tehnici, fie că vorbim despre metoda vopsirii cu coș de ceapă, cu sfeclă roșie sau cu vopsea specială din comerț. În piețele agroalimentare din Valea Jiului a fost forfotă mare astăzi, nu doar la miei, ci și la ouă. Gospodinele au dat iama la tarabele cu ouă, însă spun că le vor vopsi când au timp, nu neapărat astăzi, cum spune tradiția. Vopsiți ouăle în Joia Mare? Nu. Niciodată. Și când le vopsiți? Sâmbătă.
Da? Joia, vinerea, când avem timp. Și mă pregătim și din cozonac, că sâmbăta nu prea e timp, că și învierea și de toate. Facem pregătirile mai puțin, așa și... Deci ouăle când le vopsiți? Mâine. Mâine după masă. Noastră când vopsiți ouăle? Mâine. Mâine. Dar tradiția cu vopsit ouălor în Joia Mare o mai țineți? Noi, la țară, da. O mai ținem, dar de obicei mâine le vopsim. Că e sărbătoare și avem timp. Vopsesc cu ouăle vinerea după masă. Tradiția este joia după amiază, nu mai? Da, noi vinerea le făceam, dar de așa, de joi, de când intră Iisus în Ierusalim, de atunci să încep pregătirile pentru Paște. Și atunci când vopsiți ouăle? Păi eu de făceam vinerea, dar poate că lui face de seară. Eu vinerea le vopsesc, vineri după masă. Se mai păstrează tradiția cu vopsitul ouălor în Joia Mare astăzi? Se mai păstrează. La unele gospodinele mai păstrează de tradiția și le vopsesc astăzi. Cei mai bucuroși au fost, bineînțeles, comercianții care acum, în preajma sărbătorilor pascale, vând cel mai bine ouăle și spun că nu mai sunt nevoiți să se întoarcă cu ele înapoi acasă. Au mers destul de bine. În zilele astea au mers destul de bine. Cât e ou? 60 de bani. Și cât timp mai stați pe piață? Cât, până când poate omul cumpăra? Până mâine eu. Eu până mâine mai stau. Mai binișor, ca de Paști. Ouăle, cum merg? Bine, foarte bine. Și carnea de miel și toate. Și brânza tot? Tot, brânza dulce. Ouăle, nu se dau? Se dau, dar la un preț derizoriu. Cu cât? Nu, de exemplu, de dimineață ori mers cu 60 de bani și acum la 50, la 40, omul ca să termine, slăbește prețul. Binișor, ca la sărbători, cu aglomerație, cu lume multă. Cu cât dat ouă? 60 de bani. Asta e majoritatea prețului. Și brânza? Brânza la 17. Medicii sanitari veterinari atrag atenția asupra pericolului la care se expun consumatorii dacă ouăle achiziționate nu corespund cerințelor. Se recomandă ca ouăle să provină din unități autorizate în termen de valabilitate și păstrate, expuse, la temperatura recomandată de producător, respectiv maximum 18 grade, pentru a preveni modificările la nivelul gălbenușului și albușului și a preveni apariția unor toxi infecții alimentare. De asemenea, atragem atenția gospodinelor care vopsesc ouă să folosească numai coloranți alimentari. Se interzic substanțele chimice care nu sunt avizate de Ministerul Sănătății, deoarece pot conține aluminiu, plumb și punând în pericol sănătatea consumatorului. În timp, afectează tubul digestiv, ficatul și totodată poate să influențeze sistemul nervos. Ouăle de pe masa de Paște, cele care simbolizează jertfa Mântuitorului, sângele vărsat și bucuria învierii, trebuie să fie, potrivit tradiției, de culoare roșie. Brutarii frământă și coc sute de cozonaci în aceste zile pentru a onora toate comenzile. Brutăriile vor lucra inclusiv sâmbătă pentru a termina toată treaba. Gospodinele care nu au timp de frământat și copt cozonaci pot oricând să-i comande. Multe femei fac așa în ultimii ani, iar brutăriile muncesc aproape non-stop în ultimele zile pentru a putea onora toate comenzile. În aceste zile comenzile într-adevăr sunt mari, dar noi facem tot posibilul să le onorăm. Sper să și reușim. Probabil problemă de 2-3 zile acum înainte de sărbători și după aceea intrăm în normala capacitatea noastră normală. Acum este un pic mai complicat, din cauza sărbătorilor avem comenzile mai mari. Cozonacii mari și pufoși sunt de toate felurile pentru toate gusturile. Cu mac, nucă sau rahat, se fac cu sutele în aceste zile. De altfel, comenzile sunt mari și la pâine, pentru că înainte de Paști oamenii cumpără mai mult, în ideea că magazinele poate vor fi închise. Avem sâmbătă, avem zi scurtă. La ora 13 noi ne închidem activitatea și atunci livrăm ultima comandă de pâine și...
Deci la magazinele unde ducem noi probabil se livrează dimineața, iar până la ora 13 livrăm doar pentru clienții noștri la magazinele proprii ale firmei. Oameni din toată țara pornesc mâine într-o procesiune religioasă devenită deja tradiție de la Lupeni până la Straja. Drumul Crucii se află anul acesta la cea de-a 14-a ediție. În plus, credincioșii se vor putea ruga la moaștele Sfântului Irodion de la Lainici, prăznuit mâine 3 mai. Mii de credincioși din toată țara vor participa mâine la procesiunea Drumul Crucii, care se va derula pe traseul Lupeni, stațiunea Straja, până la schitul din munte. Traseul este unul greu, foarte apropiat de cel pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a făcut în urmă cu peste 2000 de ani până la muntele Golgota, înainte de a fi răstignit. Crucea ce va fi purtată pe umeri de credincioși conține o părticică din crucea originală purtată de Mântuitor pe Golgota. Anul acesta procesiunea va fi una cu multă încărcătură spirituală, iar credincioșii vor avea posibilitatea să se închine și la moaștele Sfântului Irodion, ce vor fi aduse special în ziua prăznuirii Sfântului de la Lainici. Este a 14-a procesiune a Drumului Crucii. Și în acest an avem o mare bucurie, pe lângă că se aduce jos la ora 11 crucea din Straja, unde, după cum se știe, este o părticică din crucea originală pe care a purtat-o Mântuitorul pe Golgota și încă 14 moaște de sfinți. În acest an pentru noi este o mare bucurie și nimic nu este întâmplător, exact de ziua Sfântului Irodion de la Lainici, când în calendar este pomenit, moaștele lui vor fi aduse la această procesiune. Da, e foarte interesant această întâmplare, să spunem. Sfântul Irodion, așa cum știm, din anul 2011, odată cu canonizarea lui, s-a trecut în calendarul Bisericii noastre ortodoxe române și va fi prăznit în toată lumea ortodoxă și numai în țara noastră și peste tot. Cei care vor avea evlavia Sfântului Irodion îl vor prăznui. Dar, având în vedere că anul acesta cade 3 mai în vinerea patimilor, așa cum este rânduiala liturgică, sărbătoarea se transferă în următoarea săptămână, luni sau marți, săptămâna luminată. Dar, la noi la Lainici aici, având în vedere că vinerea este izvorul tămăduirii, vineri după Paște este izvorul tămăduirii și este hramul bisericii noi, atunci și slujba Sfântului Irodion se va transfera tot vineri la izvorul tămăduirii. Cu alte cuvinte, vinerea după Paște vor fi cele două hramuri prezente în aceeași zi. Și izvorul tămăduirii și Sfântul Irodion, un lucru așa care ne aduce bucurie nouă celor care sunt la Mănăstirea Lainici și tuturor celor care au evlavie la Sfântul Irodion. Și spuneam despre întâmplarea aceasta minunată, pentru că domnul Părău mi-a dat telefon săptămâna trecută despre această dorință lui ca să fie moaștele Sfântului Irodion la ziua Crucii. Și atunci eu, cu bucurie, am răspuns solicitării domnului Părău, am vorbit cu un alt preasfințitul părinte mitropolit Irineu ca să cerem această dezlegare, să fie moaștele duse acolo la Lupeni. Și după aceea s-a corelat această chestiune cu chiar în ziua Sfântului, pe 3 mai, să fie acolo la Straja, la Drumul Crucii. Nu sunt lucruri de coincidență nici noi, ci sunt rânduirea lui Dumnezeu în acest an, ca să fie chiar în ziua vinerea patimilor și chiar în ziua Sfântului Irodion, să fie spre închinare credincioșilor care vor veni la Lupeni, la acest drum al crucii, care este unicat în felul său în țara noastră și sperăm să aducă binecuvântare și bucurie celor care vor participa la acest drum al crucii și se vor închina moaștele Sfântului Irodion. Plecarea pe Drumul Crucii va avea loc mâine în jurul orei 11:30 de la Biserica Ortodoxă Centrul Lupeni. Pentru toți creștinii din Valea Jiului este un lucru foarte important, iar pentru cei care vreau să se închine la moaștele Sfântului Irodion, îi rugăm să vină mai repede, să vină în jurul orei 11, pentru că să aibă timp să se închine, să se roage la aceste moaște, să nu fie necesar în jurul orei 12 să ne îngrămădim la moaște. Sperăm ca și în acest an, ca și în ceilalți ani, Mântuitorul va fi alături de noi pe parcurgerea acestui drum al crucii, care este cel mai lung drum al crucii din lume și
de-a lungul drumului crucii sperăm ca cât mai mulți să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat acum peste 2000 de ani, la ce chinuri a fost supus Mântuitorul pentru iertarea păcatelor noastre. În săptămâna mare a Paștelui, Alina Temereanca, tânăra din Petroșani care se luptă cu o boală rară, cancer de articulație la mâna dreaptă, se bucură de vestea pe care a primit-o. Un om de bine din localitate îi asigură costurile protezei necesare, iar cu banii strânși în cont va acoperi onorariul medicului israelian care va efectua operația în data de 24 mai. Alina Temereanca, tânăra de 28 de ani din Petroșani, care a fost diagnosticată de medicii specialiști cu o boală rar întâlnită, cancer de articulații la mâna dreaptă, este la un pas de operația mult așteptată. Salvarea mâinii tinerei înseamnă înlocuirea articulației cu o proteză care costă 10.000 de euro, o sumă mult prea mare pentru familia tinerei. Ea a apelat la ajutorul oamenilor cu suflet mare și în cont i s-a strâns o sumă importantă de bani, circa 30.000 de lei. Vestea bună a venit însă din partea unei persoane din Petroșani care nu a dorit să-și facă public numele, dar care a anunțat-o să-și comande proteza că îi va suporta costurile. Am fost contactată de o persoană care dorește să mă ajute financiar. Mi-a comandat proteza și nu dorește să-i fac public numele. Dânsul va suporta costul protezei. Operația a fost programată pentru data de 24 mai la Timișoara. Medicul specialist israelian va veni însoțit de un asistent, ceea ce înseamnă însă și cheltuieli în plus. Banii care s-au adunat în cont și care i-am mai primit în mână și ce se vor mai aduna din cutiile care le voi aduna mâine, voi plăti costul cazării, transportului a doctorului israelian și cu ocazia asta o să menționez că dânsul m-a anunțat că vine însoțit de un asistent și de asemenea o să trebuiască să-i plătesc și dânsului. Când va avea loc operația? Pe 24 mai. Eu o să plec pe 13 mai în Timișoara. Întâi trebuie să mai facă un set de analize, să vadă cât s-a mai avansat și apoi pe 23 vin doctorii și pe 24 va fi operația. Cu emoții mari înainte de operație, Alina, mama a doi copii, mulțumește tuturor celor care i-au întins o mână de ajutor. Aș vrea să le mulțumesc tuturor care m-au ajutat, care poate s-au rugat pentru mine sau pur și simplu s-au gândit. Vreau să le mulțumesc și în special să le mulțumesc doctorilor, domnului care mi-a comandat proteza. Fiind în săptămâna mare, vreau să le urez celor care sărbătoresc Sfintele Paști, sărbători pascale fericite și multă sănătate tuturor. Aveți emoții pentru operații? Foarte mari. Așa sper. Regizorul Călin Peter Nețăr, născut la Petroșani, a fost desemnat în urmă cu puțin timp cetățean de onoare al municipiului. Conferirea titlului onorific va avea loc într-un cadru festiv la mijlocul lunii mai. Cu această ocazie, filmul Poziția copilului va rula și la Petroșani. Printre numeroșii cetățeni de onoare ai municipiului Petroșan se numără de puțin timp și binecunoscutul regizor Călin Peter Nețăr. Acesta s-a născut în Petroșan la data de 1 mai 1975, dar a emigrat cu familia în Germania în 1983. În 1994 s-a întors ca student la Academia de Teatru și Film București, secția regie film. Regizorul Călin Peter Nețăr a câștigat în acest an Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului Internațional de film de la Berlin cu filmul Poziția copilului. Acest film va rula și la Petroșani la mijlocul lunii mai, când autoritățile locale îi vor conferi titlul de cetățean de onoare al municipiului. În 16 mai intenționăm să
îi decernăm în mod oficial titlul de cetățean de onoare, iar cu această ocazie va fi prezentat și filmul care a fost premiat la Berlin și a câștigat Ursul de Aur. El a confirmat venirea lui într-un oarecare fel? Da, suntem în discuții. În principiu, în data de 16 mai, va fi prezent la Petrușani. Filmul Poziția copilului, premiat la Berlin cu trofeul Ursul de Aur, nu este primul de succes al regizorului român, însă este considerat cel mai important premiu din cariera sa. Cei care vor să redescopere savoarea vinului bun și pur românesc sau să guste cele mai rafinate preparate culinare au unde o face, pentru că de 1 mai, în centrul civic al municipiului Petroșani, s-a deschis Via, restaurant și vinoteca. Am bucuria ca să prezint concetățenilor din Petroșani, dragilor mei prieteni, clienților mei din Petroșani, să le prezint niște vinuri deosebite, însoțite cu niște mâncăruri din bucătăria românească și internațională, și chiar o să avem și un meniu vânătoresc și sper ca toți să se simtă foarte bine la noi și să găsească ceea ce își doresc. Vreau ca să vă spun că vom adapta meniurile și produsele care le vom servi în funcție de dorințele clienților. Vreau ca să fie un restaurant iubit, unde să se simtă toată lumea bine, să vină cu drag. Această locație este mai specială nu doar pentru că meniul este unul rafinat și pentru că se pot face sugestii din partea clienților, ci datorită vinurilor servite. Bune, ecologice, rafinate și pline de savoare, vinurile de aici sunt de toate felurile și pentru toate gusturile. Avem și vinuri din producție proprie. Avem o fermă viticolă la Drăgășani, în regiunea Drăgășani, o fermă ecologică care va produce numai vinuri de calitate deosebită, de producții foarte mici, niște vinuri exclusiviste pentru cunoscători și pentru iubitorii de vinuri. Vreau ca să redescoperim vinul românesc, vinul românesc care odată era printre cele mai renumite vinuri din Europa și din păcate acum am cam uitat. Toată lumea bea produse din import și sper să schimbăm asta, să schimbăm ceva. Avem un Sauvignon Blanc, este un vin tânăr cu o aciditate foarte ridicată, care se poate servi ușor cu un pește. O dăm o idee banală, un pește alb care cu puțină lămâie deasupra. În totalitate este puțin aciditate în combinație cu acest Sauvignon Blanc care are o aciditate ridicată, va fi o aromă foarte plăcută în cavitatea bucală. La inaugurarea acestui restaurant au venit și oficialități care au vorbit, printre altele, de dezvoltarea zonei centrale a municipiului Petroșani. Cu siguranță orice lucru de calitate este și va fi apreciat de către populație. Acest restaurant, vedeți, are un anumit ștaif și produsele care se vor servi aici, în special vorbind de vinuri, sunt unele de calitate. Ceea ce nu poate decât să ne bucure pe noi, faptul că se deschide o nouă unitate la Petroșani care va servi produse de calitate. Eu mă bucur foarte mult că această zonă începe să fie pusă în valoare din ce în ce mai mult. Este o investiție binevenită. Petroșaniul are nevoie de o astfel de investiție. În perspectiva în care ne dorim să dezvoltăm mai mult turismul în Petroșani și Valea Jiului, un astfel de restaurant este binevenit. Și, așa cum ați spus, centrul civic se pretează pentru locații de acest gen și un restaurant eco, așa cum a fost prezentat, este mai mult decât binevenit în zona noastră de centru a Petroșaniului. Sper că și clienții vor aprecia și vor fi produse pe măsura așteptărilor tuturor. De altfel, la eveniment au fost și mulți oameni de afaceri care au degustat din vinurile speciale. Am degustat vinul, este deosebit și mă bucur că am fost invitat de un prieten la o deschidere. O deschidere înseamnă ceva nou, ceva pentru cei din Valea Jiului.
ceva locuri de muncă și ca și prieteni, ca și colegi de afaceri, ca oameni de afaceri, le doresc foarte mult succes și să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun pentru toți cei din jurul lor. La Via, restaurant și vinotecă, vor putea fi servite vinuri produse de podgoriile de tradiție Prințul Știrbei, Casa Isărescu, dar și de domeniile Coroanei Segarcea sau Vânjumare. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!